Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Veghe. Sunt Adrian Sturza și împreună cu colega mea, Nicoleta Savin, neasemuita, nemaipomenita și foarte îndrăgită, aș putea spune, și mă opresc aici pentru că mi s-a atras atenția că sar calul cu prezentarea asta, de obicei, și că se poate interpreta ca și cum ar fi o bășcălie de-a mea și nu asta intenționez în niciun caz. Eu am una dintre persoanele din presa românească pe care le stimez cel mai tare sau chiar probabil cea mai tare, deci nu. Ne oprim aici cu adjectivele astea super. Eu o făceam, prezentarea asta o făceam de obicei pentru că știu că e Nicoleta se rușinează și atunci apăsa, băgam șurubelința și trageam acolo așa. Ca să scot treaba asta cu vinovăția. Dar eu spuneam așa, că ai noroc că există fond de ten, că altfel s-ar vedea cum roșesc. Deci îmi place să mă joc cu mintea oamenilor câteodată și în cazul tău să terminăm cu rușinea asta, cu, bă, nu se cade, trebuie să poți să faci față la orice. Regret, asta, fostul președinte George Bush, că nu e regretat, n-a murit încă, mă refer la și că a avut o poveste odată în Irak, fiind la o conferință de presă, un ziarist a aruncat cu pantoful în el. Și omul plin de grație a ridicat pantoful de jos, s-a uitat la el și a zis 44, nu-i numărul meu. Puțină lumea, nu știu dacă există cineva în țara asta care putea să facă asta. Da, prezență de spirit. Nu știu dacă mă dă afară din casă, dar în niciun caz nu sunt un om constipat. Sunt destul de spontan. Deodată supărător de spontan. Și pe omul ăla îl considera lumea idiot. Și bun, poate că nu era cel mai inteligent din oraș, dar uite că mai se mai descurca. Te intrăm direct în subiect. Am avut un Cotrocen care atunci când e pus în situații dificile, are nevoie de un Zelenski să-l scoată din impas. Da, și vorbim despre treaba asta. Într-adevăr, președintele Zelenski în România este unul dintre subiectele acestei seri. Celălalt subiect este evident. N-avem cum să nu vorbim despre asta, plus că există acest război declanșat în Orientul Mijlociu. Noi ne-am întrebat de mai multe ori de ce cu liniștea aia suspectă de acolo, că de obicei în momentul în care moare un actor principal care are ramificații într-o grămadă de și mâna în o grămadă de conflicte, și aici mă refer la Rusia, și când celălalt mare actor și anume Statele Unite începe să se retragă de pe teatrele de operațiuni, se întâmplă reașezări. Și de reașezările astea, să mă rog, se iau deseori forme extraordinar de neplăcute și Orientul Mijlociu era unul dintre ele și rămâne încă unul dintre ele. Deci dacă nu cumva ați stat ascunși sau într-o peșteră sau undeva, off the grid, așa, prin creierii munților, toată lumea știe, cred că ce se întâmplă acolo, nu o să discutăm ceea ce discută toată lumea. Suntem și în concurență cu băieții ăștia de la Digi, că am înțeles că Zelenski dă un interviu la ora 8, chiar când transmite în asta, la Prelipceanu. Ok, nu o să fie. Problema cu ambasadorii și președinții intervievați e că ei nu poate să spună mare lucru. Și trebuie să te stai să vezi ce spun ei printre dinți și să e complicat. Eu mă feresc întotdeauna. Colegii mei întotdeauna zic, hai să luăm interviul ambasadorilor și nu, n-ai. Limbaj de lemn. E, și diplomația te obligă să fii precaut și să spui Între rând și să spui foarte puține lucruri, pentru că și printre rânduri poți să faci mari de servicii țării tale sau organizației din care faci parte și atunci e să te mircești și mai nimic dintr-un interviu. Hai, zic să intrăm în subiectul. Începem cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, că e important și ne privește într-o oarecare măsură pe toți. Epicul este că există această organizație, care Hamas, care e considerată teroristă de către o parte a lumii libere, nu toată, mă rog, Marea Britanie, Statele Unite și cred că Europa, dar nu bag mâna în foc, poate unele state, în sfârșit. Nu toate, sunt destule care o agrează, pe Hezbollah. Care, mă rog, în principiu ar fi autoritatea în fâșia Gaza. Fâșia Gaza, nu prea știu dacă se știe chestia asta, o să o punctez, e o bucată de pământ de 40 pe 10 km. Foarte mică.
care adăpostește, conform statisticilor ONU, vreo 2 milioane de oameni, palestinieni, sau cum le zic turcii, filistini. Ei folosesc termenul biblic și acum, ceea ce e foarte interesant. Există rădăcini adânci ale acestui conflict în istorie, dacă cineva vrea să studieze Biblia, le găsește pe acolo. Bun, oamenii ăștia sunt ținuți într-o blocadă de oarece timp de către izraelieni. Acolo, după cum știm, există un conflict între arabii din zonă, unii dintre ei cel puțin, și statul izraelian, se întinde de zeci de ani. Un conflict despre care se spune că nu poate fi rezolvat de niciun om. Foarte important. E un conflict extraordinar de complicat. Auzi tot felul de lucruri la televizor și tot felul de oameni care își dau cu părerea, dar adevărul este că acolo este ceva îngrozitor de complicat. Bineînțeles că nu pot să nu condamn ce se întâmplă acolo. Vezi luptători care intră în casele oamenilor și răpesc civili. Pentru orice cetățean european și cred că al Occidentului în general, sunt niște crime odioase, care sunt într-adevăr comparabile cu cele făcute pe vremuri de membrii grupului ISIS. E unul dintre, un oficial, dar am văzut cu colțul urechilor un titlu pe online, cu colțul ochiului un titlu pe online, care cineva asemuia ce a făcut Hamas acum cu ce făceau luptătorii ISIS în trecut. Și adevărat. Deci erau crime odioase. N-ai cum să nu... Este pe mine cel mai tare, m-a oripilat vânătoarea de oameni. Modul cum au ucis tinerii aflați la concert. Efectiv i-au vânat. Da, i-au măcelărit, efectiv. I-au vânat. Acum trebuie ținut minte și asta nu o spun pentru a minimiza crimele, în niciun caz. Crimele sunt crime. Problema e că oamenii ăștia au cu totul alt mindset decât cel european, creștin. Mă rog, așa a zis creștin, că nu știm câți mai suntem creștini din ăștia care ne dăm creștini, e altă discuție. Dar în orice caz, fundamental sau cultural, noi gândim lucrurile pe niște baze creștine unde viața e sacră și, în general, evit să scoți ochii celui din fața ta cu lingura de lemn. E un act reprobabil și odios, cel puțin catalogat de o grămadă de oameni, o grămadă de persoane dintre noi. Acolo lucrurile stau altfel. Da. Ei nu au aceste valori. Ei gândesc altfel. Și mă refer aici, revin la arabi. Dar nu numai. Dacă te uiți, ONU a emis o avertizare că ceea ce se întâmplă în Gaza sunt atacuri împotriva civililor făcute de armata izraeliană și constituie crime de război. Și adevărat, conform definiției, sunt crime de război. Atacarea civililor e o problemă, oriunde ar fi și de orice parte. Acum, împotriva umanității, Adrian, crima de război are o logică și are o onoare. E o situație foarte complicată aici, pentru că Hamas și, în general, organizațiile teroriste de pe acolo folosesc populațiile arabe băștinașe drept scuturi. Lansează rachete din școli și așa mai departe. Exista cu asta s-au ciocnit și americanii în Irak. Aveai femei care ridicau pușca de jos și o îndreptau înspre trupe americane. Da? Când iei pușca de jos, nu mai ești civil. După părerea mea, umilă. Da? Deci când îți pui o vestă și vrei să explodezi, să arunci în aer, nu știu pe cine, tu nu mai poți fi considerat civil. Poți să fii o femeie, poți să fii un copil de 10 ani, da, dar nu mai ești civil. Civilii se trag afară, se duc într-o parte și stau cu mința acolo. Ăia sunt civili. În momentul în care ridici o armă de jos și o îndrepți împotriva unui combatant, ești un combatant. Și cu părerea mea că astea sunt ceea ce se cheamă rules of engagement, dar bun, nu sunt eu acum. Însă situația e foarte complicată. Ei folosesc scuturi umane. Populația arabă, o parte din ea, este crescută din ură, este hrănită cu ură, zilnic. Sunt copiii care cresc urând autoritatea izraeliană. Deci acolo e un climat care... Nu știi cum să rezolvi situația aia. Și evident că sunt și palestinieni care nu sunt cu... Bun, și oricum, Hamas nu e singura
organizație de acolo. Mai exista varianta Fatah sau, mă rog, care acum e condusă de Mahmoud Abbas, a moștenit leadership-ul ăsta de la Yasser Arafat, care și el era terorist. Și e un lucru destul de interesant. Evreii puteau să-l omoare de mai multe ori pe Yasser Arafat și au și spus-o de-a lungul anilor în diferite interviuri date de generali israelieni. Și au preferat să nu. Bine, iar Yasser Arafat a murit prin 2000, cred că 4 sau ceva, într-o, cu o moarte destul de ciudată. A fost bănuit poloniu 210, o armă folosită de ruși, în principiu. Și a fost și o controversă legată de asta. I-au dezgropat mormântul. Ai idee că s-ar fi elucidat împrejurările clare ale morții lui? Eu știu că nu. A rămas ca tren. Al lui Yasser Arafat? Eu am scris un articol la un moment dat pe tema asta, chiar după ceva ani, văduva lui Yasser Arafat a început o anchetă și l-au descumat și au găsit o concentrație de poloniu destul de mică. Povestea însă, ceea ce nu spunea articolul respectiv, și cred că un laborator elvețian a făcut analizele, ce nu spunea articolul de niciun fel, este că trecuseră câțiva ani de la moartea lui Yasser Arafat, și poloniu are o rată de înjumătățire foarte drastică. Și dacă tu duceai, înmulțeai radiația, da, de că ea se înjumătățește, nu mai știu ce timp de înjumătățire, dar e foarte mic. Dacă duceai radiația existentă la momentul deshumării înapoi și o calculai pe aia care ar fi trebuit să existe la momentul morții, te speriai. Și realizai că de fapt omul asta a pățit. Când vădul s-a desfumat, el trebuia să nu mai aibă deloc poloniu. Da, mă rog, avea încă, era urmea. Asta înseamnă ce... E ciudat. Și oricum l-au dus în Franța. Și, mă rog, a fost o chestie extraordinar de ciudată. Acum, Rusia întotdeauna a avut o mână acolo. De pe vremea comunismului a avut o mână. De pe vremea lui Stalin, mai precis. E o chestie foarte interesantă acolo, că... Relația dintre Rusia și Israel, deci aia merită studiată, probabil făcut 15 emisiuni, dar nu e cazul acum. Încă nu e cazul. Nu. După ce ne iau comunismul, după ce vine cineva și ne ia comunismul, cum am văzut că postase cineva pe Facebook, așa va dispare, o să vină sau să ne-l ia. Problema e că atunci când ne-l ia, îl ia cu tot cu supuși. Cu tot cu supuși. Lumea nu înțelege, că și conflictul ăsta, dacă întrebi ortodox și îi spun că bucata aia de pământ i s-a promis, dacă întrebi ortodox și izraelieni. Nu? A fost promisă. E pământul promis. De cine? De o divinitate a lor. E foarte complicat. Bun. Și deci Yasser Arafat și Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas era... Care conduce, ca zic așa, competiția față de Hamas, acolo e foarte multă corupție. Acolo e foarte multă lipsă a drepturilor omului. Militară. E foarte puțin respect față de viețile umane. E cu totul alt climat decât cel pe care îl așteptăm noi să existe într-un oraș european. Bă, nu vorbim de România aici, că și România e o problemă, da? Să zicem, Viena, nu, mă rog, un oraș european, Belgia sau ceva. Bun, e altfel. Da, e altfel acolo. Și există foarte multă emoție. Foarte multă emoție. Există extraordinar de multă ură. Există crime de ambele părți. Da? Se fac crime, terorismul arab este cunoscut, nu mai e cazul să vorbim despre el acum. Au fost de-a lungul anilor, cred că sute, autobuze explodate, avioane căzute și așa mai departe. Pe de altă parte, armata israeliană nu se joacă, mai împușcă și civili din când în când și cât un om din presă mai cade. Se face scandal și se face scandal degeaba, că bineînțeles că armata e armată, nu prea poți să-i pui, să te duci să-i burci în copac, pentru că nu, dai naștere la niște precedente care nu convin. Nimic bun nu iese din faptul că hrănești ură până la urmă. Și acum mai este și Bibi Netanyahu, care este acuzat zilele astea că el a întreținut legături cu Hamas. Multe. Da, mai ales în ultima perioadă. Foarte interesant.
Hamas este la un moment dat un splinter din frăția musulmană. Acum, interesant e că frăția musulmană de aia. Foarte interesant e răspunsul Americii în toată bazbuzuchia asta. Stânga americană a cochetat întotdeauna cu palestinienii. Și Europa a cochetat totdeauna cu Nu mai palestinienii. vorbim. Și iarăși, de pe vremea lui Stalin, care la un moment dat era împotriva Israelului, dar inițial fusese pentru. Dacă nu mă înșel, Rusia e prima țară care a recunoscut Rusia lui Stalin. E prima țară care a recunoscut Israelul. Cine ar putea bănui asta? 47. Da. E unul dintre lucrurile care sunt adânc băgate sub covor. Pentru că dacă stai să le explici pe alea, devine altfel. Știi? O să le discutăm odată, că ele vor trebui discutate. O Nu să ne le lasă, discutăm, nu nu o să ne avem timp. lasă istoria. Nu, dar nu o să, măcar în emisiunea asta, te rog să lămurești ceea ce pare a fi dilema întregii planete la acest moment. Cum a fost posibil ca Shin Bet, securitatea internă a statului Israel și Mossad, cea externă, Bașca Serviciul de Informații al Armatei, să nu vadă cum se aprovizionează oamenii ăștia, cum se joacă parapanta, cum fac orașe în care simulează, orașe în miniatură, în care simulează lupte, cum aduc și un tank în carne și oase cu care să lucreze un tank israelian, cum fac toate chestiile astea în epoca satelitului, în care citești ziarul dată cu omul care îl citește, în epoca unei supravegheri cu senzori, cu nu știu mai ce, de jur împrejurul Gazei și a zidurilor și a ce au mai fost acolo. Cum de s-a putut întâmpla chestiunea asta? Cum de domnul Bibi Netanyahu s-a uitat spre Cisjordania, deși se pare, eu nu pot să cred că nu s-a adunat știu. Sau măcar domnul din Egipt povestește că i-ar fi spus. Se uita foarte atent spre Cisjordania, ignorând total Hamasul, întorcându-se cu spatele, închizând ochii. Cum? Foarte interesantă întrebare. Evident, eu nu cred că asta s-a întâmplat. Am văzut un film pe TikTok. Eu nu cred, dar asta e întrebarea pe care și-o pune planeta. Am văzut un clip pe TikTok sau pe Twitter, nu, mă rog, în care o fostă membră a armatei, deci un soldat, că acolo și femeile fac armata, care păzea granița și avea cunoștință despre ce se întâmpla acolo și cât de strânse erau, cât de mult controlau sistemele izraeliene granița, spunea, eu nu vin să cred că noi ne dădeam seama și când trecea un șoarece graniță. Și reacția de sâmbătă după atac a fost îngrozitor de lentă. Au fost câteva ore în care nu s-a întâmplat nimic. Adică, Și mie mi se în pare care că tu aveai seamănă cu militanți. 9-11, mă ierți că avansez Bun, așa. acum eu nu cred că Mossadul nu știa. Nu pot să cred chestia asta. Dar nu crede nimeni. Nimeni nu a pus scaunul la În cap nu cap, crede în asta. creierii mei nu încape asta, deci îmi pare rău. Întâi Nu. terminăm problema și după aia facem ancheta. E o speculație. Bun, acolo e o stare de război, adică trebuie să faci ceva cu oamenii aia, trag cu pușca în civil și în tot ce mișcă. Deci normal că întâi tragi și după aia te uiți. Că trebuie să aplanezi conflictul ăla într-un fel sau altul. Cel mai important lucru, apropo de chestia asta, este că și lumea ar putea să fie de acord cu asta sau nu. Suntem foarte înclinați să ucidem, nu știu care e povestea. Sau o parte a lumii astea e foarte înclinată, e foarte radicalizată. Iar și când am văzut chestia asta, unul dintre lucrurile la care m-am gândit a fost un interviu recent al lui Trump, nu mai știu dacă la CNN, dar probabil, nu bag mâna în foc, în care este întrebat și cum ați rezolvat noastră, și îl băgau în conflictul dintre Ucraina și Rusia. Și asta zice Trump, zice așa egocentrist și maniac cum e el, zice uitați care e povestea. Oamenii ăia trebuie să nu se mai ucidă. Ok. Există un segment care, prin care mă număr și eu de oameni, mă rog, care credem că este foarte important ca lumea să nu moară cu tonele în perioada asta. Pentru că urmează o altă perioadă care chiar merită prinsă. De asta. Și e păcat ca lumea să moară, să se nece acum ca măgarul la mal, ca să zic așa. Ca să nu mai ia CNCD-ul. E păcat.
E un mare păcat pentru orice ființă pe care noi o vedem ca o colecție de suferință a lui și a familiei lui, dacă nu cumva, mă rog, și reîncarnările ulterioare. Dar aici zicem că nu gândim în sensul ăsta. Dar fiecare dintre noi suferă destul de mult într-o viață și părinții și, mă rog, au fost tone de suferințe în trecut. Și e păcat ca oamenii să nu prindă ceea ce vine. Dar și de asta. Și cred că și Trump punea problema exact în felul ăsta, indiferent dacă vă place sau nu de el. O punea corect, după părerea mea. Și conflicte de genul ăsta nu aduc nimic bun, de fapt. E o Acum tăcătură va acolo. fi nebunul. Domnul Trump a spus și a spus și la Ucraina. Dacă el era președinte, Aia e o altă tâmpenie și aia nu cred. Dar nu despre aia, nu despre afirmațiile lui egocentriste vorbim noi acum. Că alea mai bine nu le face, mai bine o ține închisă. tace. Dacă tăcea, Nu. filosof rămânea, dar nu tace. De Rămâne multe mut. ori. Dar are un background de oarecare factură și pune bine problema, mă rog, în aspectul ăsta. Acum, ai niște oameni care se împușcă. Ce poate să iasă bun din asta? Oricum, oamenii care stau în Gaza, palestinienii, în principiu, trăiesc. Gaza e o nenorocire, o nebunie. Nu numai că sunt 400 de kilometri pătrați. E plin de moloz, e plin de substanțe toxice în pământul ăla, dar mai poți să crești ceva pe el. Apa nu e practic inexistentă. E o blocadă severă izraeliană. Au încercat să o spargă turcii, dacă mai ții minte, cu o navă Mavis Marmara sau ceva în genul ăsta, parcă 2010. Și a ieșit foarte urât, dacă mai... Acolo s-a produs ruptura dintre turci și izraelieni, care de fapt aveau un parteneriat destul de țeapăn de-a lungul Au anilor. supărat turcii că nu au fost lăsați să facă ce vor. Pentru Nu, că nu, nu e zona aia. vorba că Nu e vorba că n-au fost lăsați să facă ce vor. Vasul a fost interceptat în apele internaționale de către niște forțe de desant izraeliene. Evident că n-aveau voie să facă asta. Dar nu prea i-a interesat. Care au coborât și au împușcat niște turci pe navă. Au murit 9 cetățeni, parcă unul dintre ei un puști de 14 ani sau așa ceva. Era o navă cu ceva provizii, vreau să spargă blocada, mă rog, deci oricum era o aventură. Nu poți să te apuci să spargi o blocadă, e bine să nu te joci cu forțele izraeliene, că ele nu se prea pot. De glumă. Problema e că Știau. atunci când tragi, știi că romanii aveau vorba asta, mai cunoșteau lumea în care trăim. Dom'le, dacă ai pus mâna pe sabie, mor de ea. Și din păcate, Israelul e fondat așa. Da. Și la un Mai moment exact dat, cine sabia de sabie va pieri. Și la un moment dat, spirala asta, deci trebuie oprită cumva și nu știe nimeni cum, de fapt. Acum, toată lumea îi sare în cârcă lui Bibi Netanyahu. Eu nu sunt un fan al lui deloc, dar tu când ai 5 alegeri sau nu știu, 5 alegeri sau 6, nu mai știu, când am pierdut șirul, și ies prost, ies nedefinite, nu știu câți ani la rând, 4 sau... Deci e clar că societatea este într-o criză adâncă, e foarte scindată. Și atunci ce a făcut? A făcut niște coaliții cu tot felul de partidulețe de extremă dreaptă. Acum, partidele de extremă dreaptă acolo sunt chiar de extremă dreaptă. Da, deci au o politică față de palestinieni destul de, nu destul, groaznic de drastică. Și evident că el e supus la niște compromisuri. Pentru că face o coaliție cu niște oameni care nu sunt foarte echilibrați. Ce e forțat la niște lucruri. În plus, natura lui e destul de severă, așa, e un om destul de hotărât. Bine, Adrian, Da. dar dă-mi voie să-ți spun că reforma nu e impusă nimeni. El a impus-o. Da, Nu bineînțeles. partidele alea de extremă dreaptă Nu. l-au pus să Omul. schimbe Constituția, efectiv, cu o reformă judiciară absolut scandaloasă, în care e mai rău ca Dragnea. Eu nu sunt un fan al lui, în niciun caz. Știi că și nici Părerea mea nu că sunt. Ganța e mult mai bun, dar nu votez eu acolo și nu e treaba mea. Adică, mă. Problema mea este următoarea. Domnul Bibi Netanyahu, în momentul ăsta, și nu sunt fan al lui și se știe, am mii de argumente față de câți ani a stat la putere, dar acum mă pun în pielea lui. Ce să răspunzi unui israelian care nu se mai simte în casă la el, în securitate? Nu poți să negociezi cu cei care țin cuțitul la gât sau pușca la cap. Asta e clar, n-ai ce să Acum, negociezi cu ei. e șantajul ăsta, nu vă opriți cu bombardamentele, vă ucidem prizonieri.
Bun, și poți negocia cu terorismul, că e terorism curat ce se întâmplă acolo, nu e Evident. că... Și evident că nu. Totuși, trebuie gândită o soluție, că situația asta se tot repetă. Bineînțeles că în spatele atacului ăstuia sunt cel puțin, după părerea mea, consultanți iranieni, dar probabil că mult mai mult de atât. Acum, iarăși, ceea ce nu se spune decât printre dinți e că... Doamna Rusie nu are acolo o codiță băgată? Mă îndoiesc. Exact asta vreau să spun, ce nu se prea spune decât pe online, mai vezi treaba asta, e că liderii arabi au cam făcut vizite la Moscova în ultimii ani, dese. Și acum există o delegație care era la Moscova, Mahmoud cred că Abbas. la... Da. Și s-au întâlnit de urgență cu Putin pe tema ce se întâmplă în Israel. I-a găsit evenimentul taman la Moscova, nu în altă. Da. Asta e. L-am văzut pe Erdogan ieșind și ținând o adresă, spunând că va, cred că notifica țările NATO sau așa ceva, că vor susține cauza palestiniană, filistinilor. Când au cuvântul ăla în brusc. Ei cer intensificarea eforturilor de pace pe formula două state, ceea ce spune și Rusia, ceea ce a spus și China inițial, dar trebuie să ne lămurești tu ce i-a venit lui Xi Jinping să-și schimbe poziția, să aibă o poziție inițială și după asta să vorbească pe limba americanească. A fost presat de Chuck Schumer, care este în vizită în China, împreună cu ceva congresmeni, în momentul ăsta. Dar problema nu e ce zice Xi Jinping, că Xi Jinping poate zice orice și să facă orice altceva. N-au niciun fel de... Ei nu simt o obligație să respecte ce au zis. Și nu numai ei, Rusia e la fel. Și cam tot Orientul. Una zic, alta fac. De obicei. Ama, interesant ce o să facă America. Deocamdată a trimis dita mai portavionul în zonă. Probabil pentru a calma spiritele. Există alunecarea asta de care se teme toată lumea, care e reală. Eu nu cred că o să se petreacă alunecarea asta în al treilea război mondial, dar e reală. Amenințarea. Da, e ca și cum istoria ar vrea să curgă încolo. Și cineva o ține, dar se ține cu efort. Bineînțeles că atâtea bombe nucleare prin jur, pe la toți cretinii, nu e bine. A fost un deștept astăzi care a scris pe Twitter, parcă, cum că ar fi necesară o bombă nucleară în Gaza. Adică, te las, există destui neluminați la cap care vorbesc că absolut îngrozitor. De parcă bomba nucleară s-ar da așa și-ar afecta doar fâșia aia și nu s-ar duce un metru mai încolo. Bine, ăsta e pericolul când ai social media, că se vorbesc multe prostii. Și mai prost e că există camerele astea de eco, adică lumea nu are filtru și dacă, știi, achesezi foarte repede la tot felul de tâmpenii, în momentul în care ești la fel de prost ca cel care le emite. Și atunci ai o masă critică și o masă care se coagulează foarte ușor. Asta e o problemă la social media. Nu văd cum. Deci dacă vrem libertate de expresie, asta o să se întâmple. Și Nu, problema înțeles cu... că a fost astăzi după masă o discuție Bibi Netanyahu cu Biden, din care Biden ar fi fost de acord cu invazia terestră la nivel de tancuri. Pentru că dacă ajungem la invazie terestră, nu mai vorbim de Gaza. Ia, putem să o luăm după hartă, să nu mai existe. Să ne amintim că a existat odată o fâșie Gaza, dar nu mai este. Au mai intrat odată acolo, cred că prin 2008. Dar oricum, fâșia Gaza sunt o grămadă de dărâmături și ceva Am văzut-o, tuneluri dar făcute, săpate, în sudul fâșiei este Egipt și pe acolo intră o grămadă de arme. E o singură intrare. Că acum așa li s-a spus ăstora că dacă vor să scape, altfel spus vom bombarda, grăbiți-vă să plecați în Egipt. Dar ce să vezi, tocmai ieșirea spre Egipt reclamă Mahmoud Abbas că ar fi fost bombardată. Deci că cei care ar vrea să iasă spre Egipt, să scape de bombardamente, nu mai au pe unde. Armata izraeliană, când devine foarte drastică, interzice inclusiv ambulanțe în zonă. Ok? S-au întâmplat lucrurile astea. Deci sunt mai multe povești acolo. Da. O crimă, faptul că ăștia sunt niște criminali, niște teroriști în general, terorismul arab e acolo, fără niciun fel de îndoială și n-ai cum să o dai pe nuanțe. Da? Nu înseamnă că ceilalți nu calcă strâmb. Destul de des.
Da, nu la o scară atât de sistematică. Da. Și acolo sunt tot felul de soldați care mai apasă aiurea pe pocnitori. Da. Războiul e o chestie urâtă. N-ai cum să o faci. Și nu există cavaleri albi nepătați și draci negri care... Există nuanțe. Dar, în general, e o treabă foarte murdară. Și evident că atunci când îți mor prieteni și rude și asta, te radicalizezi, nu? Dar asta e valabil de ambele părți. Asta e natura umană. Că dacă am fi atât de inteligent și de înțelept și de cool, n-am început războaia, am face altceva. Oricum, pe mine toată chestia asta mă pune rău pe gânduri, pentru că nu văd în ce măsură tu ai o cauză, că să zicem că ai o cauză a palestinienilor care zac în mizeria de... Explică-mi tu ce câștigă Hamasul, care nu Exact. are o logistică extraordinară și nu e financiar potentă. În primul rând, cum a reușit să facă această ispravă, care denotă multă logistică și rafinată strategie, și mai ales ce câștigă din asta? Bun, priști, vrei Bine, doi nu ani la câștigi urmă. nimic. Da, Asta e e o problema. nebunie, că nu câștigi nimic. În primul rând că pierzi opinie publică, la greu. Pentru că toată lumea și-a aduce aminte că tu ești descreeratul care ai omorât și ai luat ostatici, civili. Nici Corect. măcar să zici, bun, aia erau soldați și tu te băteai și, mă rog, mai poți să zici că ai o... Da, civili în casă, serios. Deci eu nu înțeleg ce război de PR e ăsta. Că este și un război de PR aici. Bineînțeles că ei sunt puțin duși cu... Adică eu n-am înțeles niciodată. Au ultima mare bătălie, toate sunt marile bătălii, ultime, ale nu știu cui, ale dreptății împotriva necredincioșilor. Da, bureli, adică te uiți și zici, mă, soare sau ce, dărâmăturile alea vă cauzează. Dar e retorica asta absolut inflamantă, pe care o au în general arabii, știi? Uite, Allahu Akbar. acest Allahu război Akbar, care înseamnă Dumnezeu Allah e cel mai, e mai presus. Puțin complicat acolo. Știi? inspirat titlul ai dat și hai să-l legăm de emisiune și de interne, e valabil, dar și pe externe e valabil, pentru că din toată nebunia asta a puterii israeliene cu brațul armat Hamas, palestiniene, pardon, a puterii israeliene care s-a întors cu spatele și acum vrea să nu rămână piatră pe piatră, după vorba lui Bibi Netanyahu, neîntoarsă, a celor din jur, de la Hezbollah până la Liban și de la Iran până în Moscova, din cauza descreerațiilor și oamenilor de la putere, se întâmplă ce se întâmplă și mor oameni nevinovați și nota de plată o plătește ca peste tot omul de rând. Eu nu cred asta. Nu crezi? Nu. Dar cine plătește? Plătește cineva de la putere pentru ce se Nu. întâmplă acolo? Depinde la ce... Cel de putere. Mie îmi place să cred că sunt măcar ca hobby metafizician. Chiar dacă poate nu sunt foarte serios. Sau poate sunt mai puțin serios decât mulți alții. Nu contează. Dar dacă stai să o iei așa, întotdeauna războaiele sunt, în primul și în primul rând, au o cauză metafizică, nu au o cauză... Întotdeauna aici acționează cineva care vrea nevasta sau aurul sau ce ai tu pe acolo. Dar niciodată lucrurile nu s-au des simple. Și am vorbit, cred că acum vreo două, trei emisiuni de chestia asta. Da. Aici întotdeauna ăsta e un război ideologic, în primul rând, dar e mai mult decât, după părerea mea, e metafizic. Există acolo cineva care țipă că Allah e cel mai mare și cineva care zice bucata asta e promisă de Dumnezeu nouă. Ai zice că războiul ăsta nu e metafizic? Eu zic că e precis metafizic. Și acum ceea ce lumii în general scapă, sau pentru că oamenii, creștinismul nu prea are bagaj sau cadru cultural să discute lucrurile astea. Sau cel puțin nu o face în public. Lucrurile din spate nu sunt de același nivel. Eu vorbeam doar de cele pământești, nici de cum de Nu nivel poți să afli planetar. niciodată, nu o să înțelegi niciodată, după părerea mea, nu o să înțeleagă nimeni adevărul. Dacă se uită la lumea asta care e necată în iluzie. În momentul în care tu ai niște oameni care, să zicem, sunt comuniști, ei sunt
sunt animați de ideologia comunistă. Animați, adică au animeul comunist. Cu alte cuvinte, poartă în ei spiritul comunist, nu? Că de-aia se cheamă comuniști. Și fac lucrurile pe care dacă le fac comuniști. Dacă ai putea să-i consideri celulele comunismului. Pe comunismul ăla nu-l vezi, dar celulele sunt existente aici. Nu? Și culmea că toți se comportă în același fel. Sau cam în același fel. De diferite nuanțe, evident, și cu diferite grade de putere. Și nu vorbim, dar vorbim în mare. Și atunci ei, de fapt, sunt reprezentanții comunismului aici. Nu? Ai putea să spui asta și despre creștini și despre cei care țin de religia iudaică și despre arabi, care sunt soldații lui Allah, nu? Eu cred că da. Și atunci lucrurile devin altfel. Nu vreau, mă opresc aici, că sunt destule capete idiote până în România și nu vreau să fiu înțeles greșit, că nu mă apuc să fac apologia unei părți sau altea, în niciun caz. Încerc să aflu adevărul. Deci, cred că e foarte complicat. Dar, în orice caz, oricum ar fi, cred că lucrurile ar trebui... Sânge risipit. Complicat, dar cu mult sânge care... Sânge risipit și asta e un păcat. Pentru că oamenii... Bun, unii dintre oameni nu sunt salvabili, sunt duși cu pluta. Asta e clar, că există oameni care, cu care nu prea mai ai ce discuta. Dar, până la urmă, cred că e totuși o minoritate destul de redusă. Și că, în general, se poate raționa. Eu cred, pentru mine, universul ăsta e rațional și încerc să ader la valoarea respectivă. Și cred că rațiunii astea îi se opune haosul ăsta creat de emoții și de exces de zel și de entuziasm și de furie și de toată... Aia e partea cealaltă negativă, ăla e haosul și aia e explozia, aia e distrugerea. Și cred că dacă stăm la masă și discutăm, în primul rând, mai ales dacă suntem onești, atâta cât pot fi oamenii, se ajunge întotdeauna la... Se poate ajunge la un adevăr. Acum, iarăși, și cu Rusia la fel. Dacă au murit, cel puțin 1000 de israelieni, nu vorbim de palestinieni, de israelieni care se simt la momentul ăsta agresați în propria țară, mia aia are cel puțin 5 runde. Ia cât de 5.000 de oameni cu care nu poți să discuți rațional. Ei sunt orbiți de pietrea pe care au... E logic altfel, pentru că omul ăla era în casa lui sau la un concert sau în mașină sau nu știu mai unde era. Și n-ai bază de discuție. Eu n-aș vrea să fiu în pielea conducătorilor. Când dau în față niște oameni care așteaptă răspunsuri, care sunt copleșiți de emoții și care nu neapărat că vor răzbunare, dar vor dreptate. Vor dreptate pentru pierderea lor. În primul rând că e foarte greu să găsești dreptate într-o regiune măcinată de mii de ani de conflict. Ce e aia dreptate acolo? Caută că o găsești. E ca la Alba. Hai să dăm conflictul ăsta deoparte, ca să nu, că e foarte... Și în general taberele sunt foarte talibanizate. Am văzut-o pe neșe. Ok, fiecare poate să adopte ce până la urmă e. Vorbim de albanezi, că au datoria asta a sângelui, da? Eu te împuși pe tine și copilul tău trebuie să-l împuște pe copilul meu sau nepoții, știi? Și se împușcă unii pe alții la nesfârșit. Evident că se învârte o roată karmică acolo. E evident că de acolo și vine toată discuția asta. Și atunci mai caută tu dreptatea acolo și vezi cum o găsești. Că nu mai știi, o pierzi. Și atunci ce trebuie făcut? Ce cred eu că trebuie făcut este, cred ce trebuie făcut, e veșnica problemă pe care am discutat-o de mai multe ori aici în emisiune. Că dacă o iei după legea un ochi pentru ochi, un dinte pentru dinte, în 3000 de ani nu mai are nimeni nici dinți, nici ochi. Nu? Că așa se propagă rău. Și atunci vine cineva și spune, bă, mai lăsați-o cu asta, cu dinte pentru dinte. Absorbiți-o. Întoarceți obrazul. Absorbiți-o. Și cine o absorbe aici, o câștigă dincolo. Pur și simplu. Așa se absorbe rău. Că altfel ajunge să vibreze toată bășica asta pe care locuim toți. Pentru că se propagă la nesfârșit. Intră în rezonanță cu totul. Și capturează tot. Deci la un moment dat cineva va trebui să pună o pălărie pe toată chestia asta. Zică, bă, hai să respirăm. Hai, respirăm, înainte, afară, înăuntru.
Acum, ca să vină cineva să facă asta, evident că nu vine nimeni. Nu eu. Sau, evident că vine nimeni ca să facă asta. Pentru că nu poate să fie vină oricine altcineva. Nu? Da. Așa scrie și la Biblie. Poate că erau mai inteligenți decât noi. În sfârșit, cam asta cred că vreau să vorbesc despre conflictul ăsta. Nu vreau să supăr pe nimeni, evident că nu vorba. Eu chiar de altfel i-am rugat pe liderii Orientului Mijlociu să nu mai tragă cu ochiul la titlurile emisiunii noastre și am văzut că s-a râs. Pare bine că s-a râs. Bine că mai putem râde. În Ce se pare? general, Înger. Eu poftim? am râs. Eu am Ai râs. râs. Ai râs. Am văzut că ai râs. Da. Deci era o auto ironie. Să spunem că e autoironie, ca să nu creadă lumea că noi ne credem, suntem atât de idioți încât chiar credem. Nu. Și oricum, fiecare a râs din motivele pe care le-a găsit de cuvință sau a aprobat din motivele care, mă rog, că dacă li s-au părut bune, în sfârșit. Trecem la subiectul următor. Mai sunt 20 de minute din emisiunea asta, pe care nu aș vrea să o lungesc foarte mult, pentru că am. La ora 9 am ceva de făcut, dar 20 de minute. Vine Zelenski în România. Da? Și se întâmplă următorul lucru. Este în agenda, este un discurs în fața Parlamentului, nu? Bun. Și presa, foarte interesant, discursul se anulează. Da? Bun. Discursul se anulează și la conferința de presă se ia doar o singură întrebare din presă. Foarte interesant, ăsta e statul român, un stat impotent, cu totul și cu totul nesimțit. E o vizită destul de importantă și iau o singură întrebare din partea presei, da? Foarte frumos. Bravo lor. Bun. Deci, deja îți vine să vomiți. Dar treci peste, că iei cu colebil și mergi mai departe. Hai să începem cu începutul. Eu m-am enervat că a trimis-o Iohannis pe doamna Odobescu să-l întâmpine la aeroport, în Da. Corea, Da. era fiind vizită de stat oficială, să se ducă domnia sa, să se mute puțin, să lase ficusul în pace și să plece până la aeroport și să-l întâmpine, că e totuși un Bun. șef de stat, orice fel de șef de stat, odată. Dar tu, e ratat. După aia toate merg așa cum au mers. Bun. Măcar nu i-au tratat ca pe japonezii aia pe care au lăsat în grădină să se plimbe, știi? Tudose. Da. Deci, ar putea să fie și mulțumit, adică că i-au dat de Da. mâncare sau știi, că da, i-au deschis și l-au lăsat în avion. Mă rog, râdem ce să facem, că atâta ne-a mai rămas. Bun, dar hai să mă întorc la conferința de presă. Iau o singură întrebare de la presă, că vorba aia, ce mă, presă, marș de aici, da? Deci nu, statul român. Bagă biletele, trage biletul un băiat de la RTV. Înțelegi? RTV. Deci pe Zelenski îl întreabă reprezentantul unei televiziuni care Maia Sandu, pe care Maia Sandu a închis-o. Dacă cineva nu-și bate joc de România, atunci eu sunt popă turc. Bun, mergem mai departe. Omul nu întreabă el ce vrea să întrebe, ci se strâng toți băieții acolo și fac. Asta din culise, din spate. Nu e, mă rog, din presă. Și găsesc ei că trebuie să-l întrebe pe Zelenski, trebuie să-l întrebe pe Iohannis, de ce nu vorbește ăsta în fața camerei? Întreabă pe Iohannis. Foarte interesant. Bun. Și ceea ce se întâmplă acolo, că în locul lui Iohannis, pe care lumea poate că îl trece cu vederea, e un amănunt care trece foarte des cu vederea zilele astea. Iohannis, în prima campanie la prezidențiale, când candida împotriva celebrului Victor Ponta, Iohannis, trebuie să stea undeva în București. Crezi că a găsit și el un apartament pe la vreun penelist, pe undeva? Nu. Nu. Așa Nu. că a stat în casa Veronicăi Usatăi Corect. și a prietenului lui Michael Horst, de la BMW, de la Auto Bavaria, da? Ama Care e prieten? problema era că Veronica Usatăi, o persoană nemaipomenit de frumoasă, era sora lui Renato Usatăi, banditul pe care îl căutau autoritățile din Chișinău și care se ascundea la... La Moscova. Exact. Da? Vreau Ăsta e să spun. omul. Ăsta e omul pe care Zelenski,
trebuie să-l apere de presă la el în țară. Pachetul european, tocmai ce l-a vizitat pe domnul Horst, ca să facem atmosferă. Bun, apropo înapoi de... la Iohannis, ăsta e omul pe care, și lumea, iarăși, pe vremea lui Trump, Iohannis fiind de ascendență germană și foarte agreat de Angela Merkel, pe vremea lui Trump își pune șapcă roșie și se duce la Trump și se glizește cu el pe acolo. În momentul în care între Merkel și Europa în general și Trump era o crevasă uriașă. Dar în același moment în care Europa era pe partea cealaltă a crevasei, Rusia era pe aceeași parte cu Trump. Nu? Bun. Deci ăsta e omul, băiatul ăsta cu... A primit, nu de natură. Oare. A primit o șapcă. Nu de, da, mi-a scăpat detaliul ăsta. Bun. Ăsta e omul pe care Zelenski îl scoate din gura presei, da? La dânsul în casă. Îl scoate super deștept. Nu super deștept, îl scoate foarte elegant. Deci un băiat de o... Pe mine m-a uimit. Bă, am zis, bă, ok, Zelenski nu mi-era antipatic, dar clasa pe care a dat-o e... Mi s-a părut extraordinar. Că ăsta era omul pe care... Se știe că românii nu sunt foarte bine văzuți de ucrainieni, pentru că toată lumea ajută pe oamenii cu tot felul de lucruri. Românii îi ajută cu nimeni nu știe ce. Și nu vrea să spun. Poate cu pensiunile din Bucovina. Hai să o luăm așa. Dar nu pe ucrainieni. Pe... Mă rog. Și zice așa Zelenski. De ce nu mă întrebați pe mine și îl întrebați pe președintele Klaus Iohannis? Vă răspund. Nu am pregătit un discurs. Am venit să mă întâlnesc cu președintele Klaus Iohannis și voi avea întâlniri cu președinții camerelor Parlamentului. Dar vă promit că data viitoare voi vorbi direct pentru poporul român din Parlament. Acum, problema e că poporul român e puțin buimac, suficient de buimac încât în Parlament există tot felul de ființe. Regia, poate ne dați poza aia cu ținta. Astea sunt scene din Parlament. Azi, bineînțeles că în prim plan este doamna Diana Iovanovici Șoșoacă, care și-a pus o poză pe piept și un jerseu, că la noi e un jerseu cu un cap de mort pe spate. Nu cred că e din gașca lui Chris Kyle, celebru lunetist texan. Până că așa s-a nimerit în ziua aia. Celălalt de acolo este șeful patrioților români, șeful suprem al patrioților români, domnul Lasc. Da? Care, ce fac? Ei vor teritoriile de la Ucraina. Da? Au zis, bă, hai să o facem așa cu teritoriile. Pentru cine nu știe, există teritorii ale României pe care le are acum Ucraina. Dar le-a luat Stalin, le-a luat. Cu Moldova, cu tot. A făcut odată hap și s-a terminat discuția. Da? Deci, cu alte cuvinte, le-a luat Stalin, Rusia, bolșevică, da? Iar doamna Șoșoacă, care cere teritoriile, se duce la ambasada Rusiei toată ziua. Bună ziua, și să pupă cu băiatul ăla. Dar asta nu ți-o spune. Sunt manipulări de 2 lei tona, menită să prostească oamenii care sunt pe emoțional, așa, pe stilul arabesc. Deci, bine, ați muțit. Ți-a luat harta în mână, dar n-a țipat. Nu, n-a țipat. Să urle la Zelenski când a trecut pe lângă. Chiar n-a țipat, a fost foarte rezervată și dacă, pentru cine o cunoaște, mie îmi pare bine că nu s-a împiedicat pe scări, că asta ar fi fost cu adevărat un incident diplomatic de mare anvergură, dar să trec peste mitocănia asta care mi-a venit acum pe limbă. Nu știu ce i-au făcut de a-o liniștit-o. Că de obicei se... Țipă. Dar știi ce a compensat? A compensat o postare a marelui patriot Gică Simion, care zicea așa. Dă-mi voie să citez, că e interesantă, e de Caragiale, nu e de Caragiale, e... Este, parcă vine din celebrul roman al lui Gogol, Suflete moarte. Eu atâta vă spun, domnul Iohannis,
Dacă vi-l prind în Parlament, va fi rău. Puteți să aduceți tot SPP-ul din lumea asta. Să nu Nu, asta zic îndrăzniți. că Asta era și o șoacă. șoacă. Să nu îndrăzniți să-l băgați în Parlamentul României, iar pe străzi românii ar trebui să iasă și să nu permită intrarea în țara noastră a acestui neobrăzat, nerușinat, un trădător inclusiv al țării sale. George Simion, e oficial, cu durere în suflet, anunțăm că viteazul președinte ucrainian nu va mai veni azi în Parlamentul României. Merge doar la Iohannis. Omul ăsta, și mă refer la Zelenski, ne-a scutit pe noi Mare rușine. de o rușine. Că ajungeam iarăși ajungeam subiect de propagandă la Moscova. Uite cum România face nu știu ce. Asta începea jurnalul, toată presa moscovită. Ca să mai spun că și partenerii noștri strategici se uitau în lung. Despre Oricum una să. spune, alta li se întâmplă. Să n-ai, să, nu știu dacă are cineva impresia că lumea nu știe ce se întâmplă aici, în mare știe. Detalii nu îi interesează. Tocmai că știu în mare ce se întâmplă, detaliile devin complet neinteresante. Cine Mi se zbiară, pare care, foarte cum. grav că am ajuns să nu poată discuta, să nu poată avea cineva un speech în Parlamentul României, pentru că a fost Zelenski și în alte țări în care există forțe de extremă dreapta sau simpatizante ale Rusiei, dar nimeni nu și-a permis să facă scandal, să nu respecte regula de aur a ospitalității, un șef de stat străin, indiferent care îți vine în țară și nu faci din asta. Nu, Mai o. e o mitocănie, iartă-mă cuvântul pe care l-am ales, dar îl spun cu deplin discernământ. O mitocănie. Eu, spre deosebire de radicalizați ăștia doi, m-am uitat un pic la un live de-al noii vedete a ortodoxismului românesc. Și mă refer aici la Mihail Neamțu, doctorul Mihail Neamțu, care a ținut o transmisie live în care a fost foarte nuanțat. El a început să vorbească despre cât costă de fapt războiul ăsta Ucraina. Știi? E mai Trilioane de mare ticăloșie dolari. Madame Șoșoacă în speech-ul despre care vorbește. E mai mare ticăloșia. Știi? Cât Unde la costă, recap? domne? Cât costă, domne, războiul ăsta? Cât costă Ucraina războiul ăsta? Nu știu câte trilioane. 1.000 și ceva. Un trilion și ceva. Da, deci 1.000 și ceva de miliarde. Și că, de fapt, mesajul subliminal cu care încerca să otrăvească ascultătorii, că nu erau foarte mulți, dar erau, este că, de fapt, Zelenski e un trădător că se apără. Da. Trebuia să dea Înțelegi? țara pe tavă. Nu, le trebuia să dea pe tavă, să zică luați, să trăiți, mai luați și peșcheș și o bomboană pe colivă, ca să nu fie chiar cireașă cu tort. Acolo e coliva a poporului ucrainian, moare zilnic, puțin câte puțin. Și mâna de Exact. oameni care e pe front se încăpățânează să-l facă pe poporul ăsta să trăiască în continuare și am tot respectul. Este exact propaganda violatorilor, da? Păi da, avea fusta prea scurtă. Dar Și n-a stat la viol. n-ați Nu? văzut că. Păi exact. Așa N-a că am stat și la eu viol. omorât-o. Păi da, mă zgâria pe față, pe bune. Deci asta e dusă, înțelegi? Exact problema asta e. Și se manifestă narcisismul ăsta. Agresorul care se dă victimă. N-ați văzut ce privire de bedroom avea? Mi-a făcut cu ochiul. Da? Da. Lăsați-mă să intru ca să vă salvez. Da? De ce vă fac dacă nu mă lăsați să intru, știi? Cam asta. Era un meme pe Facebook. Și totuși lumea achisează la chestia asta, care e complet lipsă de logic. Dar nu atunci când sunt copiii lor acolo. Ce Foarte scandal, interesant. Madame Șoșoacă l-a dat în judecată pe George Simion. Îi cere milioane de euro de despăgubiri. Da. Vezi, doamne, i-ar fi dublat, folosit vocea și ar fi pus în circulație un fake și s-a supărat, doamna, după ce s-a filmat plângând în hohote și povestind avatarurile ei cu fata violată de gruparea de la aur. Da. Și bineînțeles, cred că nu m-am uitat la nașul de când am plecat de la nașul.
zapam și am dat peste Madame Șoșoacă, vorbind cu doamna Calițescu, pe cuvântul meu că am rămas, că era un spectacol, nu e actorie de înaltă. Cred că doamna Șoșoacă în altă viață a fost actriță sau în viața asta pe Curiș a făcut un curs. Că joacă teribil pe Bărești. Oricum, talent are. E de talentat. Crocodil. Treaba e așa. Deci cam pe aici stăm cu evenimentele. În rest, în Ucraina se bombardează la greu. Că, vorba aia, toată lumea stă cu ochii în altă parte, deci dă-i mai tare. Cam asta e povestea. Ceea ce iarăși este denotat este că un alt dezvoltator masiv din China e pe care să dea faliment pentru niște obligațiuni, cred că în valoare de ceva zeci de milioane, că înseamnă foarte puțin, Country Garden, unul dintre, dacă nu cel mai mare. Cu alte cuvinte, falimentul ăla continuă. Există deja rețele, foarte interesant, am văzut un articol în mainstream media, care zice că există deja rețele prin care chinezii sifonează bani în străinătate. Rețele underground, ca să evite controlele de capital impuse de băieții aia. Asta spune multe. Și dacă mainstream-ul dă așa ceva, era pe un Business Insider sau pe ceva. Dacă mainstream-ul a început să preteze, să dea voie, să publice așa ceva, înseamnă că situația e deja tristuță. Și ne va afecta pe toți, așa cum ne afectează și războiul ăsta din Orientul Mijlociu. Cred că izraelienii au ordonat închiderea unui câmp de gaz, Tamar, destul de mare, care bineînțeles că afectează prețul gazelor, îl crește și așa a scăzuse și el cumva din cauza vremii, uite că o să crească la loc. Ce fericit e Rusia! Crește prețul la petrol, crește prețul la gaz, toate astea ai din mănușă domnului Putin, bașca faptul că lumea se uită și în altă parte decât la el și vocile din România, păi ce teoria pe care a prezentat-o astăzi Zelenski, cum că și mi se pare Kirill Budanov, șeful spionajului ucrainian, a spus că Rusia ar fi pus într-un fel sau altul către Hamas arme pe care le-au capturat de la ucrainieni, vrând să spună că Ucraina le vinde către Hamas și în felul ăsta să rupă crederea Occidentului. Păi să știi că primul care în România a scris chestia asta a fost domnul Tache. Domnul Tache național. Exact asta a scris. Alo. Legând, da? Perimă să vorbesc. Păi n-ai ce să faci. Dacă își imaginează cineva că Ucraina vinde arme... Moscova avea versiunea rusă mult înainte de a o pune în circulație Rusia. După aia a zis-o și purtătorul de cuvânt Peskov. Dacă cineva își imaginează că Ucraina vinde arme, acum părea mea că e bolnav la cap. Păi da, ei vor să spună asta, că Ucraina primește armele și le dă la Hamas. Hârtia suportă orice, dar nu contează. N-are importanță cât de stupidă e minciuna pe care o spui. Dacă o repezi suficient, o să găsești lumea care te crede. Problema e că se găsesc voci. Să știi că toate conturile de Telegram cu persoane iubitoare de Trump spun același lucru. Uite, trebuie să vezi. Încă o dată, lumea nu înțelege. Chiar nu, sunt niște lucruri care scapă. Și nu scapă din, pur și simplu, că așa se întâmplă să scape, ci scapă pentru că există o acțiune concertată de a buimăci oamenii. Eu nu stau toată ziua pe știri și atunci prind ce prinde la televizor. Și nu vorbim numai de televizoarele românești, unde care sunt luate toate. Nu, vorbim în general. Acum, povestea este că toată lumea zice, domne, globalismul ăsta e, sau susținătorii lui Trump sunt antiglobaliști. Cei mai mari globaliști erau comuniștii și o spuneau clar că vor guvern unic mondial, pentru asta se luptau. L-am văzut pe Cărtărescu postând un citat din John Lennon cu pacea. Băi, e foarte frumoasă pacea aia, dar pe vremea aia vestul era nebunit de faptul că se băteau cu turbații de comuniști, cu ruși, cu toate alea care ocupaseră bucăți mari din Africa și din Asia. Să vorbești despre pace în momentul în care oamenii aia își țineau bombele nucleare la cap, e foarte deplasat. N-aveai cu cine să faci pace.
E ca și cum le ceri izraelienilor să facă pace cu Hamas, mai nu se poate. Cu oamenii ăia vor să te omoare. Ăștia erau susținătorii guvernului mondial, comuniștii. Foarte interesant este, încă o dată, răspunsul Americii la toată povestea asta, pentru că eu cred că guvernul Biden, administrația Biden, este de fapt o administrație Obama, Barack Obama numărul 3. Pentru cine nu știe, Barack Obama este unul dintre marii susținători ai frăției musulmane. El însuși a fost acuzat multă vreme că e musulman, dar nu are importanță dacă e musulman sau ce e, poate să fie și din Papua. Problema e că el susținea această organizație și mai există un scandal. Spre sfârșitul, cred, primului mandat al lui Obama, a desființat o rețea Hezbollah care opera în Statele Unite ale Americii și care strânsese $1 miliard. O rețea de strângere de fonduri și puseseră, băieții de la FBI găsiseră toată rețeaua aia, care era foarte întinsă. Hezbollah e un grup libanez care are, mă rog, fondat de sau sprijinit de iranieni, în orice caz. Operează și Și acum, din banul iar căzut. bar, deci operau în Statele Unite, strânseseră $1 miliard, parcă, și avea, era o investigație FBI întinsă pe nu știu câți ani, pe care Barack Obama a demontat-o complet și a trimis la plimbare pe băieții aia care se ocupau. Pur și simplu i-a trimis în toate cele patru zări. Ma, de ce ar face președintele Statelor Unite chestia asta? Era pe vremea când Bibi Netanyahu nu mai primea audiențe la Casa Albă. Era ținut la ușă. Câte 3 ore sau 4. Asta. E foarte interesantă fascinația asta dintre comuniști și oamenii de stânga, da, comuniști, și lumea arabă. Tot ei susțin drepturile, de exemplu, minorităților sexuale, deși arabii numai asta nu fac. Sunt niște rifturi ideologice care sunt foarte inconsistente. Niște prietenii și niște... Mănânc că e ca la nunta de câini. Care cu cine, nu se știe. În sfârșit, ne oprim aici. Ne oprim aici pentru că am depășit emisiunea și cred că am spus câte ceva. Sper că lumea să nu fie chiar dezamăgită și să nu fi bătut câmpii cum fac cam toate celelalte televiziuni, că până la urmă lucrurile care sunt interesante de spus nu prea pot fi spuse pentru că sunt foarte sensibile. Iar cele pe care le spune toată lumea nu sunt interesante, după părerea mea, tocmai din cauza că le spune toată lumea și că sunt superficiale, nu au adâncime. Ne oprim aici și vă așteptăm joi la aceeași oră 8 pe Facebook, la ora de veghe, împreună cu una dintre cele mai adevărate doamne ale presei românești, Nicoleta Savin. Grazie.